Bună dimineața, bine ați venit la conferința de presă pe care o susțin de data asta personal, nu în numele Mișcării Ardeleni, de aceea am și ales o altă locație, o locație excelentă pentru care vreau să-mi permită să-i mulțumesc lui Titi Cladovan pentru că ne-a pus-o la dispoziție și o locație în care se întâmplă de multe ori multe evenimente culturale foarte importante, foarte plăcute și la care vă invit de fiecare dată să veniți. Vreau să anunț prin această conferință de presă candidatura mea la primăria municipiului Arad ca și independent, nereprezentând nicio alianță, niciun partid, nicio forță politică, la care se adaugă și candidatura la Consiliul Local, deci vor fi la pachet. Vreau să menționez că este o decizie personală. Sunt aici prieten de la Mișcarea Arădeană, dar organizația pe care o conduc nu a luat o decizie în sensul ăsta, de altfel este un ONG, este o structură civică, dar asta nu înseamnă că nu există o susținere din partea societății civile, pe care o să o vedeți în zilele următoare și din capul locului vreau să spun că sunt exponentul în această competiție electorală, al unei stări de spirit pe care ați constatat-o în Arad în ultimii ani, de efervescență civică, cel puțin pe lipsa unei activități corespunzătoare a puterii locale, dar și a opoziției locale. Am să rog pe Mihnea să mă ajute, chiar dacă este de la Mișcarea Arădeană, și Mișcarea Arădeană nu este implicată direct astăzi, cu materialele. Vreau să vă spun pe scurt care este motivația, este punctul de început al oricărei candidaturi, motivația candidatului și noi ținem foarte mult, eu țin foarte mult la această motivație, pentru că ea izvorește chiar din activitatea mea și din convingerile foarte ferme pe care le am. Odată, în primul rând, a fost întrebarea la care a trebuit să răspund foarte des în ultimele zile, dar foarte des, în ultimele săptămâni, a fost dacă candidez, pentru că suntem disperați. Foarte mulți prieteni, foarte mulți cunoscuți, oameni pe care nu-i cunosc, care m-au întrebat asta pe Facebook, pe stradă, dacă mergeam seara, am fost seara la un club de rock, acum două zile, aceleași întrebări le-am avut de la toată lumea. Există la ora asta, cum spunea un foarte bun amic, o stare de depresie în Arad și eu fiind un tip optimist și noi fiind o organizație, cel puțin Mișcarea Ardeană, care am construit-o în anii ăștia, organizație pozitivă, care pune în față speranța și nu... Noi niciodată n-am venit cu, sau eu cel puțin, niciodată n-am venit cu mesaj negativ, am venit întotdeauna cu speranță și cu ideea de soluții și de pozitiv. Și având în vedere acest lucru, am răspuns acestei nevoi de a exista, de a oferi o alternativă reală. Și când spun alternativă reală, mă refer la programele pe care eu le-am promovat, proiectele pe care le-am promovat, ideile pe care le-am promovat. Mai de ună am văzut opoziția criticând programul domnului Falcă de anvelopare a blocurilor, de izolare termică a blocurilor. Foarte bună, critica e foarte bine primită, că și noi am făcut-o. Însă n-am văzut soluția opoziției privind acest lucru. Noi avem soluții. Noi avem soluții în ceea ce privește căldura, în ceea ce privește taxele locale, în ceea ce privește... Și societatea civilă a venit nu odată în anii ăștia cu soluții foarte concrete în ceea ce privește spațiile verzi. Noi nu ne-am ferit să ne suflecăm la mâini și să trecem direct la a apăra Arădeni în instanță când a fost situația platoului din fața primăriei. Noi am... Întotdeauna am avut acțiuni concrete, am adunat semnături, am implicat cetățenii, deci alternativă reală. Asta este alternativa pe care lumea o așteaptă. În al doilea rând, vreau să vorbesc și am să vorbesc mai puțin despre acest lucru, despre faptul că sunt foarte personal, sunt foarte atașat de acest oraș. Cred că nu are rost să insist prea mult aici. Mă trag dintr-o familie în care mi-au fost cultivate aceste sentimente. Vreau să clarific aici că, deși mă trag dintr-o familie de arădeni, eu îi consider arădeni pe toți cei care sunt în Arad, inclusiv cei care au venit din diferite motive, s-au mutat aici, sunt toți ai noștri, sunt toți arădeni. De aceea, eu pe toți îi consider arădeni și, dacă ați văzut multe din proiectele care le-am promovat, Arad, dragostea mea,
și cele legate de identitatea locală au avut exact acest scop, să omogenizăm din punct de vedere comunitar această comunitate care este oarecum heterogenă ca și sursă, dar la urma urmei împărtășim același loc, același spațiu geografic și același spațiu cultural pe care la un dat trebuie să ne-l însușim cu multă mândrie. Am crescut, am copilărit aici și am fost crescut în spiritul atașamentului față de această comunitate. Vreau să, pentru că suntem la faza în care nu o să discutăm foarte mult de proiecte, o să vin în zilele următoare și o să vă spun care este programul. Acum vorbim de motivație. Vreau să vă spun un lucru care pare teoretic, dar este foarte important. Eu înțeleg, sunt printre cei care înțeleg scopul administrației. Ați observat că se vorbește foarte mult în Arad în ultimii ani. Dom'le, se face, se drege, se dezvoltă. Întrebarea este pentru cine se face și pentru cine se dezvoltă. Și aici este marea problemă. Aici este sensul administrației. Dacă a se construi clădiri moderne înseamnă un bine pentru acel investitor care dezvoltă și un rău pentru vecinii din jur care nu mai au soare sau care nu mai au liniște, aceea nu este o dezvoltare responsabilă. Este o dezvoltare cu orice preț. Dacă dezvoltare înseamnă distrugerea patrimoniului local, aceea nu este dezvoltare, este antidezvoltare. Dacă dezvoltare înseamnă distrugerea spațiilor verzi, care ne asigură sănătate, care dau o șansă mai mare de viață copiilor noștri, care le asigură o copilărie mai bună, mai corectă, aceea nu este dezvoltare. Dezvoltarea, când faci dezvoltare, trebuie să ții cont nu doar de cel care dezvoltă, de investitor, și nota bene, trebuie susținut investitorul, ci trebuie ținut cont de cel care este afectat de acea dezvoltare. Aceea este o administrație responsabilă și eu înțeleg acest sens. Cine crede că administrația înseamnă kilometri de drumuri, kilometri de canalizări, buget sau, nu știu, inventar de conducte sau de cabluri, se înșală. Administrația, scopul ei unic este calitatea vieții cetățeanului, cât sunt de accesibile și de ieftine serviciile publice și de calitate. Și la urma urmei totul este legat de destinația finală a administrației, care este omul, cetățeanul arădean. Eu înțeleg acest sens pentru că nu vreau să vă ascund. Tatăl meu a fost urbanist, arhitect, urbanist și am învățat de mic acest lucru. Chiar asta spunea. Scopul oricărui plan de urbanism, oricât îl vezi de teoretic, un plan de urbanism, este până la urmă să-l faci pe cei care vor locui acolo sau vor trece pe acolo prin zona respectivă să se simtă bine, să aibă servicii sociale, să aibă servicii publice de calitate și ieftine și să aibă o viață corectă în acel spațiu, în acel perimetru. Legat de experiența mea, al patrulea motiv pentru care candidez, acumulez o experiență începând cu anii 90, pe care mi-am format-o treptat în administrație, dar și în viața privată. Vreau să spun că experiența mea se leagă de experiența cu statul în administrație, experiența politico-administrativă, ca să spun așa. Am fost consilier în 3 mandate, dintre care unul vicepreședinte al Consiliului Județean. O spun cu mândrie, eu am înființat Centrul Cultural Județean. Eu am făcut ca Muzeul Arad să o ia pe un alt drum, până atunci era o instituție închisă și eu am făcut prin măsuri de management ca biblioteca județeană să o ia pe un drum pe care o vedeți astăzi și eu spun cu toată mândria. Eu am implementat prima strategie culturală în municipiul Arad. Eu am, nu vreau să fac un inventar, că nu era scopul să fac raportul din anii trecuți, însă am avut întotdeauna ceea ce se cheamă viziune și deschidere către crearea de instituții noi și de relații instituționale noi și corecte. Asta este foarte important, pentru că nu ajunge să fiu un vătaf, nu trebuie să fiu un administrator, cum zic ăștia foarte mulți, un bun gospodar. Eu nu cred în ideea bunului gospodar, eu cred în ideea primarului cu viziune, primarului care face planuri atât pe termen scurt și dă o satisfacție imediată cetățenilor, dar în mare măsură trasează liniile strategice pentru municipalitate și creează acele instituții care fac ca schimbările să fie irreversibile. Am această experiență și din viața privată. Eu nu sunt un om care stau pe banii de la stat, trăiesc din banii și veniturile mele sunt asigurate din viața privată. Eu cunosc realitatea din viața privată și de aceea o să vedeți în programul meu, pe care nu este subiectul conferinței de astăzi, că o să pun un accent mare pe problemele dezvoltării economice
la zona întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt de fapt coloana vertebrală a oricărei economii, să știți un lucru, marile companii multinaționale vin și la un moment dat pleacă. Și când pleacă e jale. Dacă toată economia locală se bazează numai pe ele, ele au rolul lor foarte bun, dar dacă toată economia locală se bazează numai pe ele, e jale. Eu cred în întreprinderile mici și mijlocii, pentru că ele sunt bazate de regulă pe relații interumane, de obicei pe relații de familie, între prieteni. Ele nu pleacă. Ele nu se relochează în Ucraina. Nu? Dacă ai o afacere de familie, nu te muți în Ucraina. Încerci să o ții aici și te lupți pentru acea afacere zi de zi, pentru că ea oferă stabilitate și locuri de muncă, inclusiv prietenilor tăi, care probabil că i-ai angajat acolo. Deci vin din acest mediu, cunosc acest mediu, de aceea poate nu vă străin faptul că eu m-am luptat pentru taxe și impozite mici, nu doar pentru cetățeni, ci și pentru mediul privat, pentru că acestea generează cu adevărat bunăstare. Iar Aradul, din păcate, la ora asta, să știți că nu mai este un mediu primitor pentru investiții. Ați scris chiar dumneavoastră, am văzut în presa de zilele trecute. Nu în ultimul rând, reprezint zona civică, zona civilă. Mă bat de mai mult de 4 ani de zile în acest spațiu. Relațiile mele politice au fost tot mai palide în ultimul timp. Nu mai sunt membru niciunui partid de câteva săptămâni, dar chiar cu 2-3 ani înainte de a nu mai fi membru, știți foarte bine că v-am vorbit de fiecare dată din calitatea civilă, iar subiectele care le-am abordat nu s-au referit la Băsescu și la Crin și Ponta, nu s-au referit la probleme politice, nu s-au referit la probleme care țin de București sau de doctrine, ci am discutat foarte clar despre problemele Aradului, despre problemele identității locale, despre problemele confortului urban, despre problemele serviciilor pe care le dorim cât mai de calitate și mai ieftine, despre probleme legate de democrația locală. Nu m-ați văzut nici măcar făcând aluzii la probleme, la situația judiciară a domnului primar, nici la problemele personale, nu mă interesează câte case și-a luat, cum, unde, asta cred că o spun prima și ultima oară în această campanie electorală. Deci nu mă interesează problemele astea și nici nu m-ați auzit. Dovada este că nu m-ați auzit niciodată vorbind despre aceste lucruri. Mă interesează doar problemele care pot să zidească, doar problemele care pot să construiască, doar problemele care pot să creeze plus valoare, să creeze un oraș în care comunitatea să-și prețuiască valorile, în care oamenii să înceapă să se respecte un pic mai mult, așa cum o făceau în trecut. Putem face aceste lucruri și pentru asta, pentru aceste motive candidez. Sunt cele 5 motive pe care le aveți scrise și acolo. Aș dori să mai vorbesc, înainte de a pune dumneavoastră întrebări, câte ceva despre poziționarea în spectrul politic și electoral. Eu nu sunt un candidat anti-Falcă, să vă spun din start, deși, știți foarte bine, a scris-o 4 ani de zile, am fost omul care m-am poziționat întotdeauna foarte critic față de actuala putere. Eu am făcut ceea ce probabil, împreună cu colegii mei din societatea civilă, ceea ce probabil trebuia să facă opoziția. Am cenzurat foarte clar acțiunile puterii, greșelile, derapajele și abuzurile puterii. Dar întotdeauna, și vă rog să vă verificați arhivele de știri sau notele care le-ați scris în carnețele sau în laptopuri, o să vedeți că niciodată nu mi-am permis nicio critică fără să nu vin cu alternative sau cu soluții. Întotdeauna noi am propus, noi întotdeauna n-am spus nu e bine, întotdeauna am spus noi credem că așa e bine. Deci e o mare diferență între a spune nu faci bine și între a spune așa e bine. Vă rog să verificați, vă rog să vedeți proiectele concrete care le-am adus și vă rog să vedeți că întotdeauna campaniile noastre, chiar împotriva unor măsuri ale puterii, au fost însoțite întotdeauna cu argumente și cu soluții alternative. De aceea, eu nu sunt un candidat anti-Falcă. Eu nu sunt niciun candidat anti-sistem pentru că așa este la mod acum. Eu sunt un candidat, nu sunt un candidat anti. Vreau să spun foarte clar și o să vedeți în campania electorală că așa va fi. Eu sunt un candidat care va veni cu soluții, va veni cu idei, va veni cu propuneri și cu oferte foarte concrete pentru Arad, pentru comunitatea arădeană și nu va încerca să se... să se pună într-o relație, să zic, împotriva actualei puteri și nici împotriva opoziției, deși vreau să spun că mă delimitez foarte clar de tot ce face puterea rău și de tot ce face și de lipsa de coerență a opoziției și de lipsa de soluții pe care opoziția o prezintă la ora asta. Opoziția nu vine cu soluții concrete, opoziția nu vine cu candidați fezabil,
Opoziția la ora asta nu se prezintă ca o alternativă, iar puterea la ora asta dezamăgește total. Deci din punctul ăsta de vedere nu o să ezit să fiu ferm în a mă poziționa ca, cum să zic, delimitat total de clasa politică, însă nu asta va fi tema campaniei. Nu s-au zis de la mine toată ziua clasa politică în sus, clasa politică în jos, antisistem și așa mai departe. Astea sper să rezulte din atitudine, sper să rezulte din ofertele care le fac și din întâlnirile care le voi avea cu arădenii. Vreau să mai spun câteva cuvinte legate de mișcarea arădeană ca să clarific problemele. Ei au fost anunțați azi dimineață de intenția mea. Unii dintre ei știau, dar cei mai mulți așa oficial nu știau. Ei vor trebui în zilele următoare să convoace o adunare generală, să-și precizeze foarte clar, pentru că sunt un ONG, ei nu vor putea participa direct în campania electorală, însă unele idei, unele lucruri bune care s-au întâmplat acolo ar putea fi folosite în această campanie și eu aștept ca ei să aibă o poziție foarte clară în urma unei adunări generale de consultare. Din acest moment, atribuțiile mele de președinte al Mișcării Arădene trec în custodia comitetului director și dânșii vor trebui să numească un președinte interimar în perioada campaniei electorale. Pentru că eu nu doresc să reprezint Mișcarea Arădeană, doar Mișcarea Arădeană, e onoare să-i reprezint, dar vreau să spun că doresc să, și deja m-am și anunțat ca și alternativa societății civile. Am deja semnale din partea mai multor organizații, nu vreau să le fac publice pentru că le vom face publice zilele următoare. Lăsați-mi plăcerea să creez cât un eveniment cât mai des posibil. Așa. Și voi veni cu aceste informații suplimentare, dar foarte, foarte direct pot să spun că reprezint pe cei care am apărat atunci când li s-a desfințat linia de tramvaie și avem 4.000 de semnături, reprezint pe cei care i-am reprezentat și care m-au susținut în înființarea de 12 parcuri noi și acolo avem peste 4.000 de semnături. Îi reprezint pe cei care i-am apărat în campania Căldură la preț corect și în alte campanii, pe cei care vor ca parcul copiilor să rămână acolo unde este și vom mai vorbi despre acest lucru. Deci reprezint o zonă civilă destul de vastă și pe cei, bineînțeles, care nu găsesc nicio alternativă la ora asta de votat. În Arad, vreau să le transmit un mesaj prin dumneavoastră, pe care m-aș bucura dacă l-ați prelua, să le spun să aibă încredere, să aibă speranță, pentru că există alternativă întotdeauna și este alternativă corectă. Cu asta am încheiat prezentarea mea, care a fost cam improvizată de data asta, dar din inimă, și aștept întrebările voastre. Domnule Pricea, aș vrea să vă referi la cultură. Aș vrea să vă întreb dacă ideea de a integra într-un proiect cultural european chiar ar fi de bun augur din punct de vedere civic, din punct de vedere economic? Sigur că ar fi. Sigur că ar fi, dar... Sunt șanse? Da, sigur. Eu zic că la ora asta nu sunt șanse, ca să fiu foarte sincer. Deci trebuie să facem niște pași. Cât timp tăiem porcul în piața Avrameancu de sărbători și avem o monospecializare culturală, culturală, cu ghilimele de data asta, dar nu vreau să intru în detalii. Ideea e că Aradul poate fi, la un moment dat, un punct de interes cultural, însă nu așa cum e acum și nu pe oferta culturală care e acum. Deci există, e nevoie de a face niște pași. Mulțumesc. Unde veți tăia portul dacă ajungeți primar? Avem multe exemple în orașele din prejur de comportament civilizat. Chiar și de sunt tradițiile noastre și tăiatul portului. Da, trebuie făcute în condițiile tradițiilor, nu în piața centrală. Nu sunt. Am decis să îmi depun candidatura pentru primăria municipiului Arad și pentru Consiliul Local Arad. Motivația mea este solidă. În parte, sunt motive de ordin sufletesc și în mare parte cele de ordin pragmatic. La ora asta, lumea nu mai are speranță. Eu, împreună cu foarte mulți cetățeni care m-au ajutat în acești ani, întotdeauna am readus speranța în inimile oamenilor și în sufletele oamenilor. Am venit cu soluții concrete întotdeauna, cu un mesaj pozitiv, cu un mesaj
care arată că se poate, se poate construi și bine și corect în Arad, care de nimeni nu mai trebuie să spună, se face, nu contează că se fură, dar se face, și vor putea să spună, se face și se face corect. Pe de altă parte, sunt foarte legat de Arad, asta o știți. Acest lucru e foarte important pentru că întreg Aradul are nevoie de o atitudine care să lege comunitatea. Nu este important doar să construim, este important să construim pentru cetățeni. V-am dat chiar un exemplu. Nu e tot una cum se dezvoltă o șosea, nu e tot una cum se dezvoltă un drum sau o clădire. E frumos că se construiește, însă dacă clădirea respectivă deranjează vecinii, dacă șoseaua respectivă aduce poluare, aduce gălăgie și praf, lucrurile nu au fost gândite corect și responsabil. Eu cred că eu nu sunt adeptul dezvoltării cu orice preț, sunt adeptul dezvoltării care aduce servicii publice mai ieftine, mai confortabile, acelea care dă o speranță de viață mai mare cetățenilor, care asigură pe lângă partea economică și partea socială și partea, știu eu, de sănătate. Da. Ce șanse credeți că are un independent? Ultimele campanii electorale ne-au arătat că independenții au obținut procente mici, plus că contracandidații dumneavoastră vin de la formațiuni importante. Este vorba de filiala PDL, care se autoproclamă cea mai importantă din țară, și o uniune care conține trei partide. Independenții au șanse mari. Ați văzut în cel mai mare oraș al țării. Nu asta este problema. Problema este problema alternativei, nu partidul din care faci parte. La ora asta, oamenii nu au alternativă, este o putere care dezamăgește și este o opoziție care dezamăgește la rândul ei. Deci oamenii așteaptă alternative reale, oamenii s-au săturat de discursuri politice, de Băsescu, de Ponta, Crin și alte figuri. Oamenii vor, la ora asta, alternative pentru problemele lor. Eu am luptat pentru problemele lor, eu am luptat pentru taxe locale și impozite locale rezonabile, am luptat pentru un buget echilibrat în Consiliul Local, am luptat pentru un preț la căldură corect, am luptat pentru dreptul arădenilor de a se aduna pe platoul primăriei și am luptat împreună împotriva acestei primării pentru acest lucru. Am luptat pentru lucruri concrete. Asta așteaptă cetățenii. Credeți că cetățenii așteaptă slogane politice? Așteaptă ideologii la ora asta? Nu. Ideologiile și-au spus cuvântul, partidele și-au spus cuvântul și la ora asta e momentul unui vot pozitiv pentru ceva, nu împotriva ceva. Și asta este alternativa pe care eu o aduc.